Imediat după terminarea celui de-al doilea război mondial, România devenea, fără voia ei, un stat satelit al Uniunii Sovietice. Structurile vechiului regim au fost imediat destructurate, iar cei care nu aveau să se supună noilor direcții politice erau eliminați sub orice formă. Așa a apărut o importantă mișcare de rezistență anticomunistă. Mai bine de 13.000 de oameni din toate categoriile sociale au intrat în mișcarea de rezistență. Partizanii, cum le spunem noi, sau bandiții ori teroriștii, cum le spuneau oficialii acelor vremuri, au fost răspândiți până în 1953 în aproape toți munții României. Înfruntările armate dintre trupele de securitate și detașamentele de partizani au fost dure. Pierderi de vieți omenești, înregistrându-se și de o parte și de alta. Fie că vorbim de morți, de răniți sau de prizonieri. De obicei, partizanii nu luau ostatici, securitatea însă da. Majoritatea oamenilor îi susținea pe partizani, ajutându-i cu haine, alimente, oferindu-le adăpost atunci când era nevoie. Mulți dintre ei au fost însă trădați, de cele mai multe ori, de apropiați. După 1956, adică după înfrângerile sângeroase ale mișcărilor naționale antisovietice din Ungaria și Polonia, speranța căderii regimului comunist aproape că a dispărut. După 1989, după ce o parte a arhivelor securității a fost desecretizată, am aflat poveștile de viață ale unor oameni care au pus interesul României deasupra interesului personal, luptând cu arma în mână pentru libertate. Astăzi, la Omul și Timpul, vom vorbi despre Toma Arnăuțoiu, una dintre figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste din România. Șovoire șefilor haiducilor. Jur să nu mă despart de frații mei de luptă decât după victoria finală. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Prin exprimarea credinței față de maestatea sa regele Mihai I și față de guvernul liber al patriei, se afirma nerecunoașterea statului comunist și a legilor ce guvernau România. Jurământul are loc în casa lui Gheorghe și Elisabeta Rizea, cu mâna pe Biblie și pe pistol în fața comandantului, capitan Toma Arnăuțoiu. Invitați în studioul Omul și Timpul sunt Cristina Chirvasie, regizor și producător de filme, documentare, scenarist și scriitor. Bună seara! Bine v-am găsit! Și istoricul Cosmin Budeancă, expert la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, coordonator de doctorate la Școala Doctorală de Istorie a Universității București, redactorul șef al publicației Memoria, revista Gândirii Arestate. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și ne va însoți în această dezbatere prin Skype de la Londra Ioana Voicu Arnăuțoiu, violonistă, fica locotenentului Toma Arnăuțoiu, liderul grupului de partizani anticomuniști din comuna Nucșoara, și a Mariei Plop, singura femeie din acest grup care a rezistat în munți peste 9 ani. Bună seara! Bună seara! Vă propun să ne întoarcem în 1945 pentru a înțelege contextul în care s-au conturat mișcările de rezistență anticomunistă în România. Care era situația politică, militară și socială în România acelor ani? Poate ar fi bine să începem cu 1944 chiar, pentru că primii germeni ai rezistenței anticomuniste apar în România încă înainte de 23 august 1944, practic în contextul în care trupele sovietice intră pe teritoriul României, în partea de nord a Moldovei, în zona de Bucovinei, se coagulează câteva nuclee împotriva armatei sovietice, într-o primă fază, sigur, fără
elementele de anticomunism care le vor defini ulterior, dar practic încă de atunci avem elemente care ne indică un sentiment anticomunist, un sentiment antisovietic și, sigur, și în contextul în care lucrurile încă nu erau lămurite pe front. Odată cu 1945, cu instaurarea armatei, cu venirea armatei sovietice și instalarea ei pe teritoriul României și începerea primelor arestări, sigur că mulți își pun problema de a lua poziție împotriva a ceea ce părea destul de clar a fi un regim controlat de la Moscova. Ulterior, sigur că în contextul în care partidele politice sunt desființate, regele este obligat să abdice și alunga din țară, se instaurează Republica, avem procesul de instaurare a regimului cotelor, începe colectivizarea agriculturii, în Transilvania, Biserica Greco-Catolică este desființată, ofițerii din armată sunt deblocați. Sunt o serie întreagă de motive care duc la apariția unor organizații, unor grupări, unor opozanți singulari în spațiul acesta al țării noastre. Trebuie să spunem că se împlinesc 100 de ani de la nașterea locotenentului Toma Arnăuțoiu, liderul grupului de rezistență anticomunistă din zona Mușcelului, de la Nucșoara. Suntem în 1948. Tânărul ofițer este dat afară din armată, nu știu dacă termenul este potrivit, și se aștepta din clipă în clipă să fie arestat. În perioada respectivă, foarte mulți ofițeri sunt deblocați și pentru că reprezentau la nivel de comunități din care proveneau, erau reprezentativi, reprezentau potențiali lideri de opinie și exista riscul ca în jurul lor să se catalizeze o opoziție la noul regim, care deja, vorbind de 1948, deja era destul de bine instaurat. Totuși era un ofițer decorat, era un ofițer al armatei române. Ce anume a determinat autoritățile de atunci ca să-l lase la vatră? La vremea respectivă exista o politică de eliminare a tuturor celor care, într-un fel sau altul, reprezentaseră elitele anterioare. Și la nivel politic, și la nivel militar, și la nivel cultural, și academic. Practic, deblocarea acestor ofițeri a venit cumva într-un mod parțial firesc, în condițiile în care se încheiase războiul, nu mai era nevoie de atât de multe cadre militare active, însă, pe de altă parte, noul regim își dorea cumva să-i elimine din structuri pe cei care depuseseră jurământ față de regele Mihai, cei care aveau totuși un anumit tip de relaționare de ordin sentimental, dacă doriți, față de ideea de patriotism și să-i înlocuiască cu reprezentanții ai noi puteri. Obedienți, noi putem. Evident, evident. Sigur că sunt unii care vin de la Moscova. Trebuie să aducem în atenția telespectatorilor faptul că vin cele două divizii, Horia Cloșca și Crișan și Tudor Vladimirescu, din lagărele de prizonieri sovietici, divizii care constituie, practic, o parte din membrii acestora, constituie elementele în jurul cărora se vor structura noile unități militare și armata din perioada respectivă. Doamnă Arnăuțoiu, suntem în 1948. Care era situația în familia dumneavoastră, așa cum ați descoperit-o cercetând arhivele fostei securități? Aș mai adăuga la cele spuse foarte bine de domnul Budeancă, în ceea ce privește pe Toma Arnăuțoiu, faptul că tatăl lui fusese membru al Partidului Național Țărănesc, era un apropiat, pentru că fusese coleg de școală normală cu Ion Mihalache și protestase împotriva alegerilor din 1946, având și documente, în sensul că a găsit în școala în care era învățător și director de școală, a găsit în soba înfundată cu buletine de vot
Alegerile falsificate din 1946, care au adus comuniștii la putere. Și protestase și nu cred că lucrul ăsta a rămas chiar așa necunoscut. Cred că a pus încă ceva la biografia fiului lui atunci când a fost scos din armată. În plus, știu că Toma Năuțoi era extrem de reticent în a aproba ce se întâmpla cu armata, faptul că erau înlocuite cadre extrem de bine pregătite, care aveau experiență militară cu cadre noi, care erau supuse regimului. Asta știu din povestirile fostilor lui colegi de școală militară pe care i-am mai prins în viață și i-am mai întâlnit. Era o situație extrem de confuză, se simțeau în pericol. Tomar Năuțoiu se pare că se temea că ar putea fi arestat, deși nu luptase împotriva Uniunii Sovietice. Totul era extrem de neclar și pe acest fond și pe tot ce se întâmpla în viața politică și socială românească și toate transformările care erau extrem de rapide și extrem de violente, totul se schimba cu mare rapiditate, a venit această întâlnire cu colonelul Gheorghe Arsenescu, care era un mare promotor al ideii că ar putea izbucni un nou război, de data asta, a puterilor vest-europene împotriva Uniunii Sovietice. Ce anume l-a determinat în discuția pe care a avut-o cu colonelul Arsenescu? Cum l-a convins să ia drumul pribegiei, să ia drumul haiduciei, cum spunea? În primul rând, aceste grupuri, cel puțin cel de la Nucșoara și cel de la Dragoslavele, ar fi trebuit să intervină atunci când acest preconizat război ar fi izbucnit. Ele nu trebuiau să vină la București și să schimbe guvernul, ci ar fi trebuit să intervină la nivel local, să anihileze autoritățile locale atunci când războiul ar fi izbucnit și ar fi existat această posibilitate de înlăturare a comunismului, lucru care nu s-a întâmplat. Deci grupurile acestea inițial ar fi trebuit să reziste câteva luni în condițiile vieții pe munte. Ulterior s-a dovedit că, desigur, războiul nu a izbucnit, regimul comunist nu numai că nu se clătina, dar se consolida prin metode violente din ce în ce mai mult și că această rezistență care ar fi trebuit să dureze câteva luni, jumătate de an, poate, s-a prelungit în cazul celor de la Nucșoara până în 1958. Dar eu lupt, până ai murit, tot așa lupt. Eu asta o lupt, doamnă. Să-mi pui, să văd moartea deasupra, fătă comunistă, nu mă poți face. Pentru că știu ce a suferit și băieții ăștia. Că când avem Maria la gardien, da mâncare. Și azi când am mâncat de 2 săptămâni, nu m-au urzit și ierte apă, fără sare, fără mălăi. N-am avut ce mânca. Și eu am cărat de sagii, după aia oale, de la grasă, nu mă vază costul, și am dat peste gal la mama dânsii. Și a plecat cu ele prin pădure să le dea mâncare. Am vrut să vă întreb, ce mâncau în grota aceea de la Poinărei? Am auzit că mâncau și coaje de copac. Păi mâncau orice de foame mănânci, doamnă. Păi eu pe mama, măsa Maria dânsii. Doamna Arnăuțoiu, femeie și ce n-a avut ea și prienică. Da, păi n-am fost cu ele, doamnă, eu săraca. Cazul rezistenței din zona Mușcelui, bineînțeles că a fost cunoscut după 1989, s-a vorbit destul de puțin. Pe partea artistică, să spunem așa, sunt doar câteva filme documentare realizate de televiziunea română, pe de-o parte, prin seria de documentare realizate de Lucia Hosu Longin. Pe de altă parte, Cristina Chirvas, ești autorul unui film documentar dedicat lui Toma Arnăuțoiu. Ce te-a apropiat de această personalitate a rezistenței românești anticomuniste? Întâlnirea mea cu Toma Arnăuțoiu, ghilimele, și cu doamna Ioana Voicu, Raluca Arnăuțoiu, s-a întâmplat de mult, ca să spun așa, în 2003, dacă mi-amintesc bine, când ne-am întâlnit la o anumită televiziune, făcând un mic subiect despre Toma Arnăuțoiu și despre, în special despre nașterea
Ioanei, care s-a petrecut într-un mediu absolut impresionant pentru oricine. Să te naști într-o peșteră nu e un lucru obișnuit și nici de cum de trecut cu vederea. Reîntâlnirea mea cu doamna Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu s-a petrecut în jurul acestui eveniment centenar, ca să spun așa, și ne-am gândit împreună să asamblăm, ca să spun, să împachetăm această poveste dramatică prin esența ei, dar care are nevoie să fie repusă cumva într-o pagină prin intermediul vizualului, să fie pusă și adusă înaintea tinerilor care au nevoie de modele reale și din toate cele pe care le-am făcut în ultimii ani, am considerat că e necesar să cumva să împachetăm vizual și această poveste și să o aducem tinerilor prin intermediul filmului. Este un film documentar, să spunem așa, de lung metraj, adică are 40 de minute și scenariul este semnat de doamna Ioana Voicu Arnăuțoiu. Eu am încercat să îmbrac în imagine această poveste extraordinară, dar plecând de la fundamentul nevoii de modele. Adică modelul nu este un simplu titlu dat unui om, ci el este un adevăr. Acest adevăr trebuie pus într-o anumită manieră în pagină, să fie credibil, să nu fie exagerat și să ajungă la inima celui care vede. Pentru cei care nu știu, poate ar fi bine să reamintim că doamna Voicu Arnăuțoiu a fost înfiată, de aceea se și numește Voicu, după 1989 și-a căutat părinții și a aflat că l-are ca tată pe Toma Arnăuțoiu, și iar mama este Maria Plop. Să continuăm firul narrativ. Toma Arnăuțoiu se întâlnește cu colonelul Arsenescu și hotărâsc să organizeze o rețea de rezistență anticomunistă. Ce s-a întâmplat mai departe cu acest grup? Cum s-a întâmplat și în alte cazuri, relațiile între membrii grupului s-au tensionat, la un moment dat au avut puncte de vedere divergente și au hotărât să se despartă. Fiecare, suntem în 1949. În 49 decid să se despartă. Toma Arnăuțoiu rămâne împreună cu o parte din localnici din zonă, împreună cu fratele lui Petre, în zona Nucșoara, iar Gheorghe Arsenescu pleacă și rămâne cumva și supraviețuiește practic și el o perioadă destul de lungă de timp. Grupul de la Nucșoara este oarecum reprezentativ pentru rezistența anticomunistă din România. Nu este singurul, de altfel, care are aceste elemente de reprezentativitate, pentru că reușește o performanță de a supraviețui câțiva ani de zile, vorbind de aproape 9 ani de zile, în care acest grup, în pofida încercărilor repetate și deloc lipsite de conținut și de consistență la autorităților de a le elimina, reușește să supraviețuiască. Sunt poate sute, mii de reprezentanți autorităților, securiști, soldați, ofițeri de armată, informatori, care sunt trimiși pe urma membrilor grupului pentru a-i captura. Și acest lucru se întâmplă doar în 1958. La fel s-a întâmplat și în cadrul altor grupuri. Observăm o disproporție evidentă între cât reprezentau ei numeric, pentru că erau grupuri restrânse, în jur de 10-15 persoane, și efortul disproporționat al autorităților care, prin un efort extraordinar de mare, încearcă să se elimine. Și asta ne arată cumva, de fapt, e o radiografie a societății din acea vreme. De ce regimul face un demers atât de insistent și de consistent pentru a elimina? Pentru că se temea că în jurul lor se pot cataliza nemulțumirile populației. În cei 9 ani petrecuți în munții Făgărașului, partizanii au schimbat multe adăposturi, grote, bordee, șoproane. Trăiau ca nomazii. Mișcarea, hărțuirea erau permanente. Frica îi însoțea pe partizani. Frica de a nu fi descoperiți prin surprindere de trupele securității și de a nu se putea apăra. Și totuși, acest mic grup de partizani n-a putut fi prins cu toate dispozitivele, combinațiile informative, torturile și asediile imaginate de organele represive.
N-a putut fi prins pentru că între cele două tabere se afla sufletul satului, întreaga comună care îi ajuta. O solidaritate surdă în fața barbariei. Cum a acționat grupul în toți acești ani? Vorbim despre 9 ani în care au fost hăituiți zi și noapte de securitate, ani în care au reușit să se ascundă, au reușit să comunice cu cei din sat, au fost hrăniți, au primit alimente. Ce au făcut din punct de vedere tactic? Cum au acționat în zonă? Viața lor pe munte a fost din ce în ce mai grea și atunci, la un moment dat, au fost schimbări radicale. În primul rând, locurile în care se adăposteau au fost schimbate pe măsură ce oamenii au fost arestați, cei care știau unde se ascund, cei care, rămânând alături de colonelul Arsenescu, au fost imediat după plecarea lui din zonă arestați, deci în urma anchetelor și în urma, mai ales a felului în care s-au desfășurat anchetele și a durității și a lucrurilor teribile pe care le-au îndurat, sigur că au spus unde se găseau ascunzătorile, unde se găseau alimentele depozitate. Deci au trebuit să schimbe complet tactica. În plus, când au plecat ei în martie 1949 și s-au retras pe munte, aveau o rețea foarte bine pusă la punct de oameni care îi ajutau și o rețea foarte mare. Acești oameni credeau că, mă rog, lupta lor împotriva comunismului va izbândi și mai ales credeau că își pot recăpăta proprietățile pe care le pierduseră, micile suprafețe de teren pe care le cumpăraseră cu greu la mijlocul anilor 20, fiind îndemnați de învățătorul Ian Cornăuțoiu și de preoții din sat să facă mari eforturi ca să devină mici proprietari și să lase copiilor lor această moștenire. Acești oameni au dispărut pe rând pentru că au fost arestați. Odată cu primul incident care a avut loc în casa în care locuia învățătorul Ion Arnăuțoiu, prima confruntare între o grupă de 6 subofițeri de securitate și 4 oameni din grup care veniseră să mai ia alimente și câteva lucruri din casa Arnăuțoiu. Odată cu acest incident a început, practic, ca să spun așa, lupta pe față, războiul pe față între trupele de securitate și nu numai cei 16 partizani, dar și cu rețeaua de oameni care îi ajutau. A fost un schimb de focuri. A fost un schimb de focuri în care au fost împușcați mortal 2 subofițeri de securitate. Lucrurile au fost prezentate în proces ca o crimă abominabilă, reieșind că doar acești 2 subofițeri au intrat în casa Arnăuțoiu, nu 6, cum de fapt s-a întâmplat, numai că ceilalți 4 au fugit și sigur că au putut să povestească incidentul așa cum l-au... Cum l-au trăit. Ei, da, să-l vadă. Deci aici, bine, încep să se denatureze faptele, dar confruntări, ei au evitat cât au putut să aibă astfel de confruntări cu trupele de securitate, pentru că nu numai alimente, aș procura alimente și îmbrăcăminte era o mare problemă, dar și a procura arme și muniții. Nimeni nu mai avea cum să le mai dea arme și ca să le poată folosi în acțiuni ofensive. Deci a început o luptă de retragere, o luptă de supraviețuire în care trebuia să gândești foarte bine fiecare pas pe care îl făceai. Securitatea a pornit cu batalioane de oameni care mărșăluiau, ca să spun așa, mă rog, ei spuneau altfel, cercetau făgărașul de la un cap la altul, pentru că între timp în partea de nord a făgărașului era și grupul lui Ion Gavrilo Ogoranu. După un timp
tacticile astea de, în forță, așa, nedând rezultate, sigur că s-au schimbat și securitatea a ajuns la metode mult mai rafinate. Din grupul de luptă Arnăuțoiu făcea parte și o femeie, Maria Plop, născută la 14 septembrie 1927, în comuna Prisăcani, județul Iași. Maria era foarte apropiată de familia Arnăuțoiu. Venise în Muscel, în timpul foametei, dintr-un sat ocupat sălbatic de trupele rusești. Avea grijă de cei doi copii ai lui Petru și păzea pe Gheorghe Arsenescu și pe Toma, observând mișcările din comună. Securitatea ridica oameni din sat cu camionul. Maria va trăi 9 ani în munți cu partizanii și va fi ultimul martor al tragediei petrecute în mai 1958, când trupele securității, prin trădare, au nimicit întregul grup. În 1956, cu 2 ani înainte de a fi trădați și de a fi prinși de trupele de securitate, vă nășteați acolo, într-o pădure. Ați trăit aproape 2 ani de zile acolo, într-un loc, în condiții greu de imaginat. Ați aflat de părinții dumneavoastră după 1989, bineînțeles, când ați încercat să aflați cine vă sunt părinții. Vă reamintiți, ne puteți povesti cum a fost când ați aflat că sunteți fiica lui Toma Arnăuțoiu? În actul meu de naștere nu exista numele de Arnăuțoiu. Eu am fost declarată după ce părinții mei au fost arestați pe numele mamei mele, atunci când autoritățile mi-au făcut act de naștere și nu aveam tată, eram un copil fără tată. Mi s-a părut ciudat, pentru că mama mea nu era o adolescentă, avea 29 de ani, scria în actul meu de naștere, era vârsta ei din momentul în care mi s-a făcut acest act, deci mi s-a părut extrem de ciudat ce se putea întâmpla ca o femeie de 29 de ani care nu dorea un copil să-l aibă și pe urmă copilul să ajungă și la leagăn. Eu am fost înfiată de la leagăn și am pornit cu căutările mergând la leagăn, eu crezând că... Veți găsi acolo. Că da, că leagănul ar trebui să aibă o arhivă, că după Revoluție putem afla. Eram foarte naivă ca cei mai mulți dintre oameni, crezând că pot afla imediat ce, tot felul de lucruri care altfel le-au fost. Deci nu m-am așteptat să găsesc decât eventual date în plus despre mama mea. Practic, într-o zi am aflat că în România au existat partizani, că a fost o luptă de rezistență, că a existat Toma Arnăuțoiu. Iar fotografiile acelea cutremurătoare în care sunteți cu mama dumneavoastră, mai întâi coborând pe scara aceea improvizată, apoi fotografia făcută de securitate, când le-ați găsit? Le-am găsit când am avut acces la dosarele Arhivei fostei securități, pentru că am făcut demersuri imediat, în 90, ca să vroiam să aflu, eram așa de curioasă să aflu ce s-a întâmplat cu ei, să încerc să văd cum arătau. Domnule Budeancă, lațul se strânge încet, încet în jurul celor din zona Muscelului, sunt arestați rând pe rând, țăranii de acolo. Și ajungem în anul 1958 și avem o linie de acțiune a securității, securitate care era condus atunci în zona de capitanul Pleșiță, viitorul general Pleșiță, asupra căruia poate vom vorbi în ediția de astăzi, Omul și Timpul, care aduce un securist în zonă, care se împrietenește și de aici povestea poate o continuați dumneavoastră. În 1958 sunt mai multe acțiuni ale autorităților pentru eliminarea grupurilor de partizani anticomuniști. Și poate ar fi bine de menționat și contextul în care se întâmplă aceste acțiuni.
În 1956, în Ungaria, a fost o revoltă populară, o revoluție anticomunistă, reprimată dramatic, reprimată brutal prin intervenția trupelor sovietice, iar în 1958 trupele sovietice se retrag din România. În contextul acesta, autoritățile voiau să dea semnalul la Moscova că stăpânesc situația, că totul este sub control. Ei, dar aveau o problemă că în diverse locuri din țară, în munți, existau încă nuclee de opozanți care i-ar fi contrazis. Și atunci sunt aceste acțiuni concertate mult mai intense decât în anii anteriori împotriva grupurilor. La fel se întâmplă și la Nucșoara și, într-adevăr, sunt infiltrați în ofițeri de securitate, intră în scenă, să spunem, acel turnător pe care l-ați menționat și mai devreme și care ajută, într-adevăr, la capturarea celor din grup. Trebuie să spunem și că foarte mulți din cei care îi ajutaseră fuseseră din nou arestați, mare parte dintre ei, și practic în contextul ăsta în care susținătorii sunt rând pe rând arestați, anchetați, oferă sub presiune în anchete, sub torturi, informații, încet, încet, cum spuneați, lațul se strânge în jurul lor. Toma și Petru Arnuțoiu sunt prinși într-un moment extrem de dramatic și care poate merită detaliat puțin. Li se pune somnifer li se dă un somnifer și în felul ăsta sunt capturați. Situație care se regăsește și în cazul altor grupuri de partizani anticomuniști, folosirea acestui somnifer. Cum spunea și doamna Năuțăiu, metodele securității s-au mai rafinat puțin. Dacă în anii 48-49 forța brută prevala, deja, odată cu anii 50, încep să folosească și alte metode, pentru că își dau seama că, totuși, nu întotdeauna violența fizică și violența brută reușește să dea cele mai bune rezultate. Trebuie să spunem că au fost anchetați câteva luni și în 1959 sunt... Da, de regulă procedura aceasta era după ce erau arestați, urmau anchete, și acum spuneam și mai devreme, anchete violente, brutale, în urma cărora se dorea să se afle cât mai multe informații despre cei care i-au susținut. Nu se limitau doar la a-i condamna pe cei care fuseseră în munți, ci și pe cei care îi ajutaseră, cei care practic le dăduseră atâția ani de furcă autorităților prin sprijinirea lor cu alimente, cu haine, cu informații și, de ce nu, cu încurajări. Pentru că pentru moralul lor a contat foarte mult aceste încurajări, că atunci, la un moment dat, lucrurile poate se vor finaliza. Urmează un proces care e de asemenea încărcat de dramatism, pentru că condamnările sunt extrem de dure. Avem 16 condamnări la moarte, care sunt și puse în execuție ulterior la Jilava. Avem încă 11 membri ai lotului care sunt condamnați la pedepse mari, la muncă silnică pe viață, până la închisoare, temniță grea și așa mai departe. Și, sigur, pe lângă aceștia care ajung în închisoare, unii dintre ei își pierd viața în detenție și aici este vorba de părinții celor doi frați Arnăuțoiu, care mor în detenție, de Maria Plop, care de asemenea moare în detenție. Dar trebuie să ne gândim și la victimele colaterale, pentru că aceasta este, de fapt, un element extrem de important pentru ceea ce însemna rezistența anticomunistă, victimele colaterale. Pentru că unii ajung în închisori, dar cei rămași acasă sunt la rândul lor pedepsiți de autorități. Sunt dați afară din servici, care aveau servici, copiii nu mai au dreptul să urmeze școli. Practic, destinele lor sunt frânte datorită acestei susțineri pe care părinții sau bunicii lor au acordat-o partizanilor fugarilor din munți. Căderea grupului are la bază o trădare. Securitatea și-a dat seama că nu-i va coborî prea curând din munți pe luptători, mai ales că venise din nou luna mai și trecuseră încă o dată greutățile iernii. Strategii securității se folosesc de Grigore Păienăreanu, unul dintre cei mai înstăriți oameni din sat. Era însă bețiv învederat
homosexual, fără personalitate și putea fi ușor șantajat. Pe parcursul a două zile de anchete, Poenăreanu, alias Marinache, a făcut declarații prețioase cu privire la bandă. El avea o întâlnire fixată cu Toma și Petre în livada acestuia din spatele casei. De capcană s-au ocupat călăi notorii ai securității, capitanul Cârnu și capitanul Pleșiță. Ei i-au dat lui Poenăreanu narcotice speciale pentru a le amesteca cu țuica. Și trădătorul și-a primit oaspeții pe înserat. Toma și Petre, având de plină încredere, așteaptă în livadă venirea lui Grigore și a lui Ticu Nicolae Sorescu. Beau din țuică și vorbesc. Sperau ca gazda să le aducă hărți ale munților Iugoslaviei, cât și alte materiale. Grupul se hotărâse să părăsească țara în vara aceluiași an, 1958. Știau că americanii nu vor veni. Să revenim la momentul trădării. Cum l-ați înțeles? Lucrul care a dus și la alegerea omului care a făcut trădarea, dar și la infiltrarea agentului, și aici a fost Pleșiță extrem de abil și a reușit să facă asta, a fost faptul că au pus microfoane în casele celor urmăriți, printre ei și în casa Năuțoiu. Dacă aveți puțin timp, am să vă citesc. Vă rugăm! Dintr-un document, este un dosar al Serviciului de Învățământ al Securității și se cheamă Sinteza Acțiunii de Depistare și Prindere a Bandei Arnăuțoiu din regiunea Pitești. Și la un moment dat se spune așa, în iarna anului 1956, odată cu eliberarea din închisoarea părinților bandiților Toma și Petre Arnăuțoiu, s-a hotărât instalarea unui post de tehnică operativă de ascultare la domiciliul acestora. Casa acestora, situată în comuna Nicușoara, era folosită în parte de postul de miliție. Părinții bandiților s-au stabilit mai întâi la o rudă la capul piscului. În același timp, Ion Arnăuțoiu, tatăl bandiților, cerea insistent să-i fie cedată partea de locuință care rămăsese disponibilă. În acest fel, organele noastre dispuneau de mai multe posibilități. Vechiul șef al postului de miliție a fost înlocuit cu un nou șef și un ajutor al acestuia. În realitate, ei erau ofițeri de securitate, dar despre acest lucru nu se cunoșteau numai șeful DMR Pitești și șeful raionului de miliție Curtea de Argeș. Postul de miliție s-a retras în două încăperi, una fiind postul propriu-zis, iar cealaltă fiind folosită drept dormitor pentru cei doi milițieni, între ghilimele, spun ei în text, din aceasta urma să se facă ascultarea. După instalarea microfoanelor în întreaga clădire, la insistențele repetate ale lui Ion Arnăuțoiu, acestuia i-a fost predat restul de clădire și în scurt timp s-a mutat în ea. La postul de ascultare se înregistrau discuțiile între locatarii imobilului și vizitatorii lor, iar din aceste discuții, la început, nu apărea nimic cu privire la bandă. Unii dintre vizitatorii curioși o întrebau pe mama bandiților dacă a mai auzit ceva de fiii ei. De fiecare dată însă, aceasta începea să plângă și răspundea că fiii ei sunt morți. Dar noi vorbim de 1956, dar în 1957-58 încep să afle lucruri pentru că oamenii nu știau, nu cine putea să-și imagineze că au un microfon în casă. Și din discuțiile cu Marina Chirca și Ana Simion, care veneau foarte des să-i viziteze, securitatea află mici lucruri. Și în felul ăsta își pot construi în 2 ani un plan care reușește și prin care au reușit să-i și prindă. Din discuțiile lui Ion și a Laurenției Arnăuțoiu cu Marina Chirca și sora ei, de exemplu, au aflat faptul că Grigore Poinăreanu, cel care avea până la urmă să pună în aplicare planul securității, este printre puținii oameni care, nefiind arestați, continua să-i ajute cu alimente. Asta a făcut făcuse din 1949. Am ținut să vă spun de acest lucru de microfoane pentru că sunt în dosarele de la CNSA sute de pagini cu transcrierea discuțiilor zilnice dintre soția Năuțoiu. Practic așa mi-am cunoscut eu bunicii, ca să spun așa.
Așa am reușit să dau seama cam ce fel de oameni erau. Și ultimele pagini, transcrierile al discuțiilor au fost exact a doua zi după ce ei au fost arestați. Bunica află că fiii ei au fost arestați și practic înmărmurește, nu mai reușește să aibă nicio replică. Da, deci am vrut să menționez lucrul ăsta, că această, cu ajutorul acestei tehnici au reușit de altfel să pună cap la cap anumite lucruri și frânturi de idei, au condus la nume care au dus la arestarea lor. Arhivele securității au păstrat aceste fotografii document, mândria instituției. Captura din ziua de 20 mai 1958 de la baza operațională a grupului. O bandită vie cu fetița ei de 2 ani. Un bandit mort căruia i-au coborât trupul pe o frânghie. Caietele de însemnări ale Mariei și a lui Constantin Jubleanu. Registrele cu tot ceea ce datorau partizanii stânelor, cabanelor silvice, sătenilor, alte obiecte personale. Și averea Mariei Plop. O haină de postav uzată, un cojocel, un pulover de lână, o cămașă de bărbat, un portofel de piele uzat, un fluier cu busolă, un pieptene, două oglinzi mici și două schimburi pentru fetiță. Există o vorbă că avem nevoie de oameni aripă. În rugby există acest flanc de jucători care se numesc aripi și datorită cărora jocul merge mai departe. Ei bine, Tom Arnăuțoiu este un om aripă, așa cum consider că și fiica lui este un om aripă, dânsa pentru faptul că a luptat și luptă pentru ca adevărul să iasă la lumină, iar Tom Arnăuțoiu pentru a ajunge să-și împlinească un ideal și să împlinească lucruri în care a crezut. Ei cu adevărat au crezut că vor veni americanii și că vor fi eliberați. Au așteptat acest lucru. Am editat împreună cu, datorită, de fapt, Fundației Culturale Memoria și îi mulțumesc domnului Cosmin Budeancă, acest volum care se numește Omul Aripă, în cadrul proiectului Revoluția Modelelor, pe care l-am inițiat în urmă cu 6 ani. În volumul acesta este și un interviu cu doamna Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu. Acest proiect, Revoluția Modelelor, este constituit din două paliere și sunt și filme și cărțile care cuprind transcrierea integrală a interviurilor realizate cu ocazia filmărilor. Poate că cei care doresc să vadă filmul și filmul cu doamna Ioana Voicu Arnăuțoiu pot intra pe site-ul www.revoluțiamodelelor.ro și acolo vor găsi Omul care umblă cu scara, se numește filmul legat de doamna, dedicat doamnei Ioana Voicu Arnăuțoiu, unde vorbim evident și de grupul de rezistență de la Nucșoara. Iar acest film, Tom Arnăuțoiu, Aripa din Stâncă, poate fi vizionat pe site-ul dedicat lui, tomarnăuțoiu.ro. Domnule Budeancă, în loc de final, aș vrea să vă întreb unde suntem astăzi, raportându-ne la lupta și la jertfa acestor oameni. Am putea să fim mult mai departe decât suntem. Din păcate, prea puțin s-a vorbit despre aceste modele, așa cum spunea și doamna Chirvase mai devreme, în cei 32 de ani care au trecut de la căderea comunismului. Puțin raportat la cât ar fi meritat. Sigur, s-au făcut filme, s-au făcut expoziții, s-au publicat cărți, există o serie întreagă de demersuri educaționale,
necesare, dar din punctul meu de vedere insuficientă. Trăim într-adevăr într-o perioadă în care avem cu toții nevoie de modele, tinerii cu atât mai mult. Ideea de patriotism a devenit cumva desuetă și remarcăm acest lucru în contextul geopolitic în care, din păcate, ne aflăm. Ca atare, cred că sunt încă pași importanți pe care putem să-i mai facem și e nevoie să-i facem ca cei ca Tomar Năuțoiu, cei care au rezistat împotriva comunismului cu arma în mână, cei care au avut credința puternică într-un ideal, să fie cunoscuți tuturor celor care simt și trăiesc în această țară. Și tot pentru final aș mai întreba pe doamna Năuțoiu dacă crede că acest model de luptător îl mai putem găsi astăzi în România. Altfel spus, dacă acest model merge mai departe să ne conducă destinul. Sunt sigură că îl regăsim în România, în toți oamenii care încearcă cu mare determinare să schimbe în bine ceea ce este în jurul lor, să urmeze ceea ce tradiția a păstrat ca fiind moral și bun și decent și care nu se lasă nici înfrânți de greutățile pe care le întâmpină, pentru că desigur, oamenii care au o direcție și sunt determinați să o aibă, au greutăți și nu sunt nici tentați să renunțe la ceea ce cred ei că e bine. Deci, eu știu mulți oameni în România care ar putea fi modele pentru noi. Din păcate, nu sunt vizibili, sunt tăcuți și lumea crede că ei nu mai există, dar ei sunt. Doamna Năuțoiu, dragi invitați, vă mulțumesc pentru participarea în ediția din această seară, Omul și Timpul. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.